Băi, salut! Hai să vă arăt aici pentru fumătorii care depinde acum cum vezi treaba și dacă vrei să fumezi mai ieftin, poate vrei să fumezi mai ieftin, acum e și faza care știți cum e cu fumatul ăsta, poate vrei să fumezi mai sănătos. Eu am luat-o și varianta când făcusem eu o treabă cu veganismul ăsta în perioada aia și am început să mănânc super sănătos, dar n-am putut să mă las de fumat. Și mi-a zis cineva, bă, bun, nu poți să te lăsa de fumat, da, ok, IQS, nu poți să fumezi, nu, nu. Bun, că se spune că e varianta un pic mai sănătoasă decât fumatul ăsta care arzi hârtia aia, știi? Și am zis, ok, nu poți să fumezi treaba aia. Bun, pe vape, știi? Treaba cu vape, am zis că, bă, durează prea mult, nu știu cum e treaba, încă n-am. Îmi place fumatul în sine, frate, asta e toată faza. Îmi place fumatul, cum dau, cum trag, când se termină țigara, știu că se termină țigara, dau scrumul jos, e o treabă din asta. Treaba că la vape, tot am spus că mă apuc, e chestia că trag din sula aia, trag ori întregi, trag tot, îmi vine să o țină, să o trag peste tot, știi? Dar aici parcă am o limită și trebuie să fumez, mă să bag o țigară, s-a terminat, next. Bun, și am zis că este și varianta un pic, se spune că e mai sănătoasă, un pic, se spune, decât țigările clasice. Băi, am încercat multe tutunuri din astea în care eu le rulez, da? Uite aici, eu rulez țigările. Ia să pui pe focus, este, asta e cu OCB, da, OCB e brandul. Practic eu nu pot, eu am mai văzut băieții care le fac ei manual, că ai văzut că îți fac ei pachetul, cum fac ei aici, și fac ei, scot ei, nu știu cum, și fac ei cu, și le rulează ei manual. Mie nu-mi place, frate, arată ca dracu țigara aia, nu-mi place, nu pot să o fumez, arată ca dracu țigara aia. Și ce fac? Mi-au luat aparatul ăsta, e 10 lei, eu am dat 10 lei pe ăsta. Pui aici, cum îi spune, filtrul, da? Aici pui tutunul în restul și după aia ai foița aia, acum nu poți să arăt că sunt și în parc aici. Și rulezi, dar poți să vezi tutoriale pe YouTube, sunt o grămadă exact cum să faci. Și iese țigara, frate, arată ca o țigară, chiar dacă e mai mică, e mai scurtă, dar sunt și variante mai long, știi? Sunt variante mai long și poți să o faci mai lungă, na, dar trebuie și foițe de mai lungi. Și... dar eu l-am pe ăsta și arată ca o țigară dreaptă, înțăpenită, numai că mare grijă cu tutunul. Și de asta eu am tutunul ăsta care îmi place mie cel mai mult, frate, Pueblo. Îmi place și ăsta, ăsta e Pueblo. Are punga, are 30 de grame, ăsta e Pueblo, ăsta cred că e clasic, da? Este varianta aia clasică, cea aia lor, clasic, clasic, așa știam. Și ăsta e Pueblo pe albastru. Bun. Mie îmi plac astea, în primul rând, că au firul foarte... eu acum nu pot să arăt că e și slabă lumina, dar știi tu. Ia să vedem. Ia. Ei, nu știu dacă se vede bine. Așa. Deci cum ar veni, firicelul e foarte scurt așa și faza că e aproape uscat cât de cât... băi, exact cât să-ți rulezi țigara și să poți să o fumezi. Tu ai tras... și vezi, ca idee, e treaba care-i. Și ăsta la fel, da? Ia, stai puțin. Da, e la fel, adică... e mărunt, pă frate, e un pic mai mărunt, știi? Mie nu prea îmi place când e firicelul gros și e mult și pare așa, tăiat din topor. Mie nu prea îmi place, nu înseamnă că nu e bun. Fiecare e pe gusturi, e cam tare așa. Ia cu, dacă fumezi la prima oră, te ia o leacă cu amețeală. Acum, care e treaba? Că îți iei tutun de la, hai că spun eu, Golden Virginia. Păi bă, ăla când bag mâna în el, că am și din ăla. Ăla îl pun la uscat înainte. Ăla îl pun să se usuce vreo 2, 3, 4 ore, îl pun pe birou undeva să se usuce și după aia rulez. Bă, deci de la asta am făcut o țigară, băi, te usuci, tragi din aia, nu simți nimic. Se strânge și nu iese, tragi din țigăroi, ăla tragi din aia, nu iese. Pur și simplu, e înfundat tot, pentru că e prea umed. E prea umed. Și... stai un pic. Bă, nu știu unde a rămas, că a venit aici un copil și a trecut pe aici și m-a ținut de vorbă și vorbea și în engleză, vorbea și în germană, nu știam ce spune, nu știam ce se întâmplă, că a venit după aia Mike să l-a luat și am pus pauză, nu știu unde a rămas. Ideea care? Chiar nu știu unde a rămas. Unde? Ce am zis? Am zis de ăsta, ăsta e uscat, a, da, mă, spuneam că tutunul alea, de exemplu, este Golden Virginia, este, alea toate alea Golden Virginia, mai sunt unele, și Baleșagul, cât de cât e umed, și ăla e umed. Și am mai văzut, am mai venit cineva cu Paul Moll și Winston. Bă, sunt foarte umede, frate. Deci alea dacă le faci la aparatul ăsta, nu poți să tragi din ele, bă, băiatule. Nu poți să tragi din ele. Pur și simplu te usuci la față. Când te tragi tot la față, că sunt prea umede, da? Nu poți să tragi din ele. Ți-am zis, mai e și faza, că eu am văzut pe băieții care fac țigările.
arată niște cioate din alea, bă, rău mai arată țigara aia. Fac niște cioate din alea așa, poate nici nu știu ei, dar tot ce am văzut eu când am fost și la muncă, acolo la colegii aia de muncă, își făceau și ei țigări. Băi, arată ca... Eu n-am văzut pe nimeni să facă la... De ce nu face omul la roller? E mai simplu, e mai... Imediat le faci și ți ies țigări ca lumea, frate. Ți ies foarte bine, arată ca o țigară. Poți să tragi din ea, poți să te simți ca o țigară. Bă, arată alea, au o formă atât de care și le fac băieți care își rulează, arată... Bine, mie nu-mi plac. Arată parcă-s cioate urâte, nici nu vine să le fumez, nici nu atât de rău arată. Deci, ca idee, practic, mie îmi place mult ăsta, clasicul ăsta, îmi place mult mai mult tutunul ăsta. Te-am zis, ideea care era Pueblo? Nu mai știu cât era, vreo 40 de lei, 30 de grame, nici nu știu, puțin, mult, nici nu știu. Ideea că la tutunul ăsta, ți-am zis, practic vine aproape uscat, dar un uscat, nu uscatul ăla enervant în care tragi și are gust nasol. E fix un uscat în care să poți să faci țigara, să o rulezi și să fie... Poți să o fumezi, să fie plăcută, pur și simplu. Ai desfăcut pachetul, ți-ai rulat țigara și poți să fumezi. Asta e toată faza. E un mare, mare avantaj. Pentru mine, care am fumat mult, am luat mult, de multe ori am luat și am încercat multe tutunuri. Chiar am încercat o grămadă de tunuri, și Red Bull, și Balishac, și ăsta, drum, și drumul ăla, și Golden Virginia alea, și ăla galben, și ăla bă, pur și simplu, sunt umede de să le ia toți dracii. Prea umede, frate, prea umede pentru mine, știi? Dar ăsta e cu adevărat varianta pentru mine cea mai potrivită. Mai era unul acum care îl încercase, pentru că numai Lookout, numai că era tare al naibii. Și mai era unul Senator, nici ăla nu-mi plăcea deloc, era prea tare, nu știu, nu-mi plăcea aroma, nu-mi plăcea nimic la el. Dar ăsta pentru mine e pe gustul meu. Asta e Pueblo, e fix pe gustul meu. Gata. Băi, cam asta am de spus. Da? Astea două, mie astea îmi plac. Hai ca să... E pe focus! Aia-i. Cam astea două îmi plac. Ce poți zic? Băi, ne auzim. Pa!